Deci în biserică sunt femei care te împinge în partea aia ca la e locul locutare, deși n-a contribuit cu nimic la biserica aia să o repare, sau sunt cârduri, așa, echipe, în care se întâlnesc acolo să vorbească. Tot după 2046 vor dispărea și banii. Se va ajunge din nou la schimbul în natură, iar hrana o vom obține din locuri speciale. Va fi un fel de mâncare care te vei duce și o-i lua din anumite silozuri. Deci cei care vor fi de la țară vor face agricultură. Vor face agricultură și acestea se vor înmagazina. Cei de la oraș vor face haine pentru toată lumea. Va fi doar un schimb așa în natură? În troc, sub formă de troc. Iar mâncare, dacă te vei duce să iei mai mult decât ai nevoie pentru tine, pentru o perioadă, nu știu să vă spun, 3-4 o săptămână de zile, așa, se va strica cum s-a stricat mana pe timpul evreilor când au ieșit. Deci cine căuta să-și facă o provizie mai mult de 2 zile, așa, să strica. Asta ca răspuns la lăcomia umană, nu? Exact, exact. Și atunci, deci va fi totul sub formă de troc. Ei se va, adică ei neplanificat, îți va veni un musafir care va veni mai de departe. Vei putea să iei mâncare și pentru acel musafir. Dacă o iei mai mult decât ai nevoie, aceea se va strica. Comunicarea cu Ansa o faceți numai când sunteți dumneavoastră singură într-o încăpere, trebuie să fiți singură, sau și nu de față cu alte persoane? Am făcut-o de foarte multe ori și cu alte persoane. Acum, de vreun an și ceva, mi-a zis nu mai comunica pentru pământeni și mi-a zis lasă pământenii cu dragostea și cu moștenirile lor în pace și tu vezi zis de drumul tău, că noi te-am lăsat pe tine ca să faci anumite treburi, în restul pentru noi, iar restul faci tot ce este trecut în cartea vieții tale. Nu ești cu nimic altfel aleasă față de ceilalți pământeni. Apocalipsa va veni, spune Georgeta Florea, în anul 3797, anul când se vor întoarce poligeografici, iar pe pământ, timp de 3000 de ani, nu va mai exista viață materială, ci doar corpuri de lumină. Pământul se va odihni 3000 de ani. După 3000 de ani va începe din nou viața pe pământ. Dumnezeu va trimite sufletele care sunt în rai, vor veni pe pământ, însă vor fi foarte evoluate față de ce au fost până înainte. Deci nu o vor lua de la epoca de piatră, ei vor putea să își facă mașini imediat, adică vor veni cu mintea foarte evoluată, să-și facă pentru uzul lor personal multe îmbunătățiri, deci nu va trebui să treacă 1000 de ani sau 100, 500 de ani ca să ajungă să descopere o mașină de, adică să facă o mașină de spălat sau să facă ceva să meargă. Deci ei mental vor fi foarte evoluați, dar vor fi foarte credincioși. Clarvăzătoarea din Drajna de Jos a văzut într-una din viziunile sale și viitorul țării noastre. Nu știe însă anul când se vor întâmpla toate cele comunicate de solii divinității. Transilvania se va scufunda, lanțul Carpaților, așa cum este, va rămâne un triunghi al lui Dumnezeu și în interior va fi apă. Și restul, deci va rămâne uscat. În afară de asta, am văzut Marea Neagră fiind uscată și era un drum ca de, așa cum este al meu care se vine aici, ca de cară, cum să zic, un drum din ăsta țărănesc și scria la un capăt România și în capătul celălalt scria Palestina și era legată Palestina de România de un drum din ăsta.
Georgeta Florean a dezvăluit și ce se întâmplă cu spiritul după ce omul moare. Se știe că atâta timp cât acesta trăiește, spiritul este în lăuntrul lui. În momentul când trupul nu mai are viață, atunci spiritul este și spiritul rămâne lângă trup încă 7 zile. Deci 3 zile până când se îngroapă, se mormântează și mai rămâne încă în continuare în fața crucii. Și după aia sare, deci spiritul este o steluță care merge la înălțimea omului, dar sare așa, la înălțimea omului. Poate să meargă pe umărul cuiva și să se urce în pom sau să se urce într-un elicopter pe umărul cuiva sau chiar în avion. Dar ca să plece spiritul așa, la distanțe mari, nu. Este uimitor ceea ce aflăm de la clarvăzătoarea din Drajna de Jos, județul Prahova. Sunt informații de-a dreptul incredibile. Viața de dincolo, unde se duc sufletele după moarte, doamna? În două locuri. În cer, la rai și la iad. Iadul este sub pământ. Merg direct, imediat după moarte? Nu. Deci astăzi să zicem că a murit cineva. Rămâne corpul material fără viață, spiritul iese din corpul material și stă lângă trup până când se mormântează și pe urmă acolo unde se duce trupul, mai stă încă perioada de 7 zile cu ce e acasă și cu ce este acolo unde merge trupul, iar sufletul pleacă cu îngerul și acesta merge 40 de zile, 10 zile. Circulă în cer și vede raiul, vede viața din rai, vede serafimii, vede tronul lui Dumnezeu, vede scânteie mare, lumină mare, serafim, hieruvim și toată conducerea, cum se zice, afară de chipul lui Dumnezeu, în 10 zile. 30 de zile stau deasupra iadului și văd în fiecare zi o pedeapsă a celor care sunt în iad. Și de la iad spărnește sufletul în triunghiul Bermudelor, unde este o construcție albă, fără niciun fel de poză sau vopsită sau pictat ceva sau vreo icoană, absolut nimic, numai că este o cruce pe o masă îmbrăcată cu alb și de acolo pornește sufletul care merge la iad, pornește cu îngerul, duce la iad, îngerul după aia se duce și își face un program al lui care e descris în cartea Viața Veșnică a Îngerului Mihai și cel care merge la rai se oprește pe parcurs din triunghiul Bermudelor, pornește spre cer, ajunge la un loc în care se numește purificare. Nimeni nu poate să ajungă în rai, în cer, fără să treacă prin acel loc de purificare. Și acolo, la purificare, ți se stabilește sexul. Tu te întreabă, când vii încă o dată pe pământ, ce vrei să fii? Bărbat sau femeie? Și el își alege, bărbat. Unde vrei să vii? În țara ta sau în altă țară? Și el își alege locul. Dacă spune în țara ta, în familia ta, în neamul tău, și spune, neamul meu, în străin sau în altă țară, el își alege locul. Ne mai dezvăluie Georgeta Florea că triunghiul Bermudelor este singurul loc al judecății divine pe pământ. Nu e pentru România, e pentru toate sufletele, toate trupurile care mor după tot globul. Fiecare trup care moare are un suflet de lumină, adică scânteia de lumină care este parte din Dumnezeu și aceea se face un corp material care este un corp de lumină care este mai mic decât corpul material. Deci ca înălțime este de 70 de centimetri, iar ca îngerii și anumite entități divine sunt de 1 metru
Deci ei fiind puțin mai înalți decât ceilalți muritori de 70 de centimetri. Este un canal de gheață prin care merge acolo și merg sufletele cu îngerii acolo să judecă sufletul omului. Când moare, timp de 40 de zile, el merge și se plimbă. 30 de zile stă deasupra iadului și 10 zile vede raiul și merge în cer. Dar de ce sunt atât de multe turbulențe acolo în zonă, dacă totuși e viciat deci, locul de ceva? Tocmai. Este un loc foarte curat și de acolo este canalul care pornește în toată lumea și, în primul rând, este urcarea la cer. Și nu este voie să treci, este un triunghi așa, și nu este voie să calci pe locul sfânt. Și în felul ăsta, deci tot ce atinge hotarul sfințit de loc sfânt, trebuie să moară. Iar recifurile care sunt acolo sunt oasele pământenilor care au murit din avioane, din vapoare și care au încercat să treacă acest hotar sfânt. Iar îngerii au luat oasele și le-au depozitat, adică le-au făcut grămezi și acelea s-au osificat, cum se zice, s-au întărit, s-au pietrificat și s-au făcut recifuri. Clarvăzătoarea din Drajna de Jos, județul Prahova, le vorbește oamenilor și despre cum le influențează data de naștere, destinul. Toate persoanele care au patru în data de naștere sunt o întrupare a poporului evreu. Dacă sunt de două ori cu patru, au doi de patru în data de naștere, înseamnă că vin de două vieți la rând din poporul evreu. Cei care au fost în poporul evreu au obligație de la Dumnezeu să dea zecială. Cel care nu dă zecială, adică 1 la 10 sau 10% din ce câștigă, dar asta trebuie să o dai cu cruce, adică sub formă de haină, mâncare sau bani. Și să spune pe ce dai, să face cruce în felul ăsta, deci așa și așa. Așa trebuie să procedez da, eu. Da, și dumneavoastră că aveți 24, deci 4. Deci veniți din poporul evreu. Primește, Doamne, pentru sănătatea mea, să spună fiecare nume a dumneavoastră. Cine nu dă această zecială, vă rog să constatați, și a trecut de 44 de ani, de ce 44 nu știu să vă spun, așa, începe Dumnezeu să le ia ce le-a dat. A zis, timp de perioada asta, eu ți-am dat, dar tu mie nu mi-ai dat nimic. Și atunci încep să vină diverse boli care faci operație și plătești foarte mulți bani, că toată lumea știe că operațiile se plătesc. Ia mașina foc, ferească Dumnezeu, ia casa foc, te judești, pierzi anumite lucruri și dacă faci socoteala, sunt niște bani care îi pierzi grămadă. Anul 60, ca 10-60, este un an prost, arată că veniți de două ori de la iad, ați fost ridicat la cer și veniți pe pământ. Și în felul ăsta sunteți purtători de rele pe tăl și pe mâini. Deci dumneavoastră să nu intrați în casa dumneavoastră niciodată încălțat. Pentru că dacă s-aruncă ceva și treceți înaintea celui care pentru cine s-a aruncat și a scălcat, duceți în casă acel rău. Și acel rău începe. Ba discuții cu familia, cu copii, cu soție, cu ce aveți în casa dumneavoastră acolo, ba neajunsurile în casă încep din cauza acelui pantoful care ați intrat și prin care ați călcat.